În timp ce mulți dintre slătineni au sărbătorit ziua îndrăgostiților pe 14 februarie, alții au ales să marcheze momentul de dragobete. Și asta datorită tradiției românești care spune că ziua iubirii este celebrată pe 24 februarie. Ziua dragostei. Ce se face de obicei în ziua? Se primesc flori și cadouri de la persoanele iubite. Care crezi că e mai importantă, 14 februarie sau dragobete? Dragobetele. Pentru că arată mai multă dragoste decât 14. Slătinenii care celebrează această zi o fac adesea prin flori, ciocolată sau prin momente petrecute alături de persoana iubită. Cred că sunt la fel de importante, dar în fiecare zi ar trebui să ca două persoane să se iubească reciproc, una pe alta. Ai de gând să sărbătorești cumva? Nu, cu prietenii. Dragobetele pentru că, să vă zic, e tradițional românesc, să zic așa. Dar și 14 este o semnificație. De obicei semnifică ziua iubirii și băieții trebuie să recupere flori fetelor și să le scoată la întâlniri și așa. Care e mai importantă, 14 februarie sau dragobetele? Dragobetele, deoarece este românească. Eu cred că pentru îndrăgostiți ar trebui să fie importantă fiecare zi, nu doar 24 sau 14, dar așa ca și sărbătorii 24, că suntem în România. Nu, 14. Mai este doar o zi până pe 24 februarie, așa că slătinenii care doresc să marcheze dragobetele se pregătesc deja să-și exprime dragostea față de persoana iubită printr-un mic gest.